Primăria orașului Constanța a amenajat de la începutul anului 56 de parcări cu peste 1700 de locuri. Ultima a fost construită pe strada Micșunelelor din kilometrul 5 și are aproape 70 de locuri disponibile pentru șoferii care locuiesc în zonă. Lucrările la parcarea de aici, de pe strada Micșunelelor, sunt pe ultima sută de metri. Locul a fost complet asfaltat, iar acum se fac marcajele pentru cele 67 de locuri de parcare. După ce au fost dezafectate garajele, iar locul a fost curățat, s-a trecut la amenajarea parcării, care acum este asfaltată și marcată. Era pământ și acum e asfalt. E mult mai ok, mult mai bine. Bine, frumos! Ați făcut un lucru excepțional de bun. Suntem foarte mulțumiți. Să dea Dumnezeu să nu ne mai inunde, uite, curățenie, ți-e drag să te uiți. Lucrările vor continua și în săptămânile următoare. Reprezentanții primăriei fac apel din nou către locuitorii orașului să nu-și parcheze mașinile în zonele în care se lucrează, pentru a nu îngreuna intervenția utilajelor.